Bine v-am găsit la știri. Patronul unei firme italiene de încălțăminte din Alba Iulia a pus lacăt pe ușă și a luat marfa și a dispărut. În urma sa au rămas cu salariile neplătite aproximativ 160 de oameni. Păcăliți, umiliți și batjocoriți în stil mafiot, aceștia au protestat astăzi în fața instituției prefectului Alba. În luna martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a găsit la firma respectivă 100 de persoane care lucrau fără forme legale. S-au luat atunci măsurile impuse. Ulterior, patronul italian le-a făcut respectivelor persoane contracte de muncă, dar la lucru nu i-a chemat decât sporadic și nu le-a mai dat niciun leu. Le-a anumit în schimb fluturași fictivi în care erau consemnate retribuțiile. Alți 50-60 de foști angajați ai italianului trimiși în șomaj mai au recuperat de la acesta salariul pe o lună. Păcăliți ca în basmele cu păcal, au ieșit în stradă să-și pună păsul. Sunt cam 100 de muncitori care au rămas, nu le-au dat, au spus că vine de lucru în 21, lanțurile spuse pe poartă, le-au luat curent, ca jos. Și nu și-au primit oamenii nimic, nici salarii, nici de lucru, nici nimica. Noi suntem o parte care am fost cu șomajul la ora actuală, dar avem salariile pe martie, nu le-au dat, am pierdut o lună din șomaj și noi o parte suntem așa, o parte așa. Bun, ca să înțeleg eu corect, din martie, asta aveați o parte, aveați contracte de muncă. Până martie. Inclusiv martie. Și după aceea ce s-a întâmplat? Și după aia vrei făcut angajările la 100 de persoane, cam 100 parcă au rămas. Și la restul dată în șomaj, 50 și 60 au fost în șomaj. Și ați lucrat? Au lucrat 4 zile. 4 zile, april și... April, 5 zile. 4 zile care au fost la negru alea 4 zile când s-au lucrat. Deci eu prind și cu lucrat la negru, eu lucru la negru cu oamenii. Și patronul? Patronul s-a luat strajul și a plecat. Și aproximativ 160 de nedreptățiți au făcut un memoriu către prefectul Dan Coriolan Simedru. Reprezentantul guvernului în teritoriu a vorbit cu o delegație a protestatarilor și a luat atitudine. Pentru mine este foarte clar că suntem în fața unei situații grave de încălcare a legii, chiar dacă s-a încercat să fie prins în flagrant, până la urmă patronul italian a reușit să evadeze din România cu tot cu marfă, lăsându-i pur și simplu pe oameni cu ochii în soare. Imediat după întâlnire, prefectul Simedru s-a întâlnit în ședință cu organele abilitate pentru a pune lucrurile la punct, iar o măsură reparatorie se va lua cât de repede posibil. O să vă spun prima măsură pe care am cerut-o domnului director Fitz de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, că împreună cu avocații pe care deja am înțeles că i-au contactat foștii angajați de la această firmă, să pună la punct o întâmpinare în instanța de judecată pentru litigii de muncă, în așa fel încât oamenii să poată să-și ia șomajul. În privința salariilor restante, foștii angajați ai firmei de încălțăminte o vor acționa în judecată. Prefectul de Alba va face demersuri pentru a li se asigura asistența tehnică, iar pe de altă parte va solicita Ministerului de Finanțe să pună poprire pe bunurile și creditele din România ale societății italiene, dacă le mai are. Peste 41.000 de pensionari din Alba își vor primi banii înapoi reținuți cu titlul de asigurări sociale de sănătate. Fiecare pensionar va primi circa 620 de lei, echivalentul unei pensii medii. Suma totală reținută în mod eronat se ridică la aproximativ 6 milioane de euro. Restituirea pensiilor se va efectua pentru sumele reținute în perioada ianuarie-martie 2011, în tranșe lunare egale în perioada iunie-august 2012. Pentru sumele reținute în perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizează până la 31 decembrie 2013, urmând ca printr-o hotărâre de guvern să se aprobe graficul și modalitatea de restituire. La nivelul județului Alba au contribuit cu 5,5% pentru asigurările de sănătate un număr de 41.273 de pensionari. Sigur că începând cu data de 1 ianuarie 2011 și până în prezent s-a contribuit cu această sumă. Deci ei vor primi înapoi acești bani conform ordonanței Guvernului României și această sumă se ridică la aproximativ 6 milioane de euro la nivelul județului Alba. Statul îi face rost de acolo de unde i-a luat, deci dacă sumele respective Casa de Asigurări de Sănătate le-a luat de la pensii, fondul de pensii
acum are suficient bani pentru așa ceva. Ceea ce este important este ca să existe resurse în așa fel încât bugetul aprobat pentru fondul de sănătate să fie reîntregit din altă parte. Deci problema nu este în zona pensionarilor, ci în zona sănătății. Potrivit prefectului județului Alba, guvernul caută alternative de finanțare pentru acoperirea restului de bani pentru restituirea contribuțiilor de asigurări sociale. Această restituire se va face în mod automat prin taloanele de pensii, pensionarii nefiind obligați să depună cereri la casele județene de pensii sau să acționeze în instanță. Sumele modificate corespunzător vor fi înscrise și pe taloanele de pensii. Alina are 16 ani și este o tânără deosebit de talentată care adoră arta și culoarea. Din păcate, boala de care suferă o împiedică să fie o adolescentă ca oricare alta și îi pune în pericol visul de a picta. Alina suferă de insuficiență renală și are nevoie de un dublu transplant de rinichi și ficat, care la noi în țară nu este posibil. Alina a descoperit că suferă de această afecțiune când avea doar 7 ani. Cu toate tratamentele, boala s-a agravat, iar acum Alina riscă să își piardă chiar și vederea atât de prețioasă în artă. De aceea ar fi necesară și o intervenție pe ochiul stâng. Ea este elevă în clasa a 9-a la Liceul de Muzică și Arte Plastice din Alba Iulia și are nevoie urgentă de un dublu transplant de rinichi și de ficat, care se poate realiza în Viena. Costurile intervenției depășesc însă 200.000 de euro, sumă pe care părinții fetei nu și-o permit. În prezent suferă de insuficiență renală și fibroză hepatică, pentru care medicina au indicat dublu transplant. Deci nu este un transplant simplu de rinichi sau de ficat, este un dublu transplant care nu se poate face în țară. Și cred că toată lumea știe că în momentul în care ajungi dincolo, costurile sunt enorme, ceea ce nu ne putem permite în momentul de față. Ne dorim ca ea să se facă bine, să fie normală ca și colegii ei. Pentru a ajuta, colegii și profesorii Alinei au inițiat o campanie de strângere de fonduri. Unele acțiuni din cadrul campaniei se vor organiza în perioada 28 mai-2 iunie cu ocazia Zilelor Liceului de Artă. Am organizat în cadrul Zilelor Liceului, care vor avea loc în cursul săptămânii viitoare, un spectacol festiv la Casa de Cultură a Studenților și în acest concert am dorit să invităm cât mai mulți participanți din municipiul Alba Iulia și am apreciat efortul lor dacă ne-ar ajuta. Copiii vor veni cu o expoziție de artă plastică și vom organiza o licitație de artă pentru cei care vor să doneze în conturile care le veți găsi pe site și pe ecranul televizorului pentru a o sprijini pe Alina în această campanie. Campania am denumit O rază de lumină pentru Alina și va fi urmată în continuare de un nou eveniment în 31 mai la Alba Mall, care vom avea un spectacol coreografic susținut de elevul nostru Ionescu Ionuț și va fi și un concert organizat de elevii Liceului de Muzică și Arte Plastice și de asemenea cu lucrări de artă în care vrem să facem o licitație. Mama Aline nu își permite să lucreze deoarece trebuie să se îngrijească de tratamentul fetei. În momentul de față, Alina face dializă. Cu toate acestea, încearcă să ducă o viață normală, să studieze și să își urmeze visul în artă. Încercăm prin susținere din partea unor persoane care au mai făcut acțiuni de genul acesta să ajungem la AKH, la Viena, unde dacă suntem primiți, avem șanse să putem să rezolvăm problemele ei. Așteptăm în momentul de față, încercăm să trimitem un dosar medicilor de acolo și dacă dânsii consideră că există posibilități, ne vor primi în cel mai scurt timp. Începând din clasa a doua, a avut problemele de sănătate, însă a continuat, am continuat școala, a reușit să vină la un liceu cu un specific și cu în care își continuă vocația și își exprimă talentul pe care îl are de mică, încă de când a început să poată să țină creion în mână desenat. Alina a avut preocupări artistice de mic copil. Ea a venit în clasa a 9-a, am văzut ce a lucrat înainte. Mi se pare un copil deosebit de sensibil, cu minte și cred că merită tot efortul că este un copil care promite și care, din toate punctele de vedere, este
un înger. Cei care doresc să o ajute pe Alina pot face donații în euro în contul RO06BTRL 001042 01B 113 98XX și în lei în contul RO31BTRL 001012 01B 113 98XX. Mai multe informații despre situația Alinei puteți afla accesând de mâine și site-ul www.alina.albamedical.info. 300.000 de lei. La această sumă s-au ridicat amenzile primite săptămâna trecută de firmele de construcții vizitate de Corpul de Control al ITM Alba. Verificările au drept scop identificarea și sancționarea muncii nedeclarate, urmărind descurajarea și diminuarea acestui fenomen de evaziune fiscală. Identificarea și combaterea muncii la negru reprezintă în continuare unul dintre obiectivele prioritare ale activității Inspectoratului de Muncă. Deși amenzile sunt considerabile și în săptămâna 14-18 mai au fost identificate 24 de persoane fără forme legale de angajare. În perioada 14-5-18-5-2012 s-a derulat la nivelul județului nostru campania națională în domeniul construcțiilor. Au fost controlate 66 de unități cu 1603 salariați și au fost aplicate 144 de sancțiuni, 240.000 de lei pentru muncă nedeclarată, 24 de persoane, s-a întocmit o plângere penală pentru 12 persoane depistate în lucru fără forme legale și au fost date 124 de avertizmente. Printre principalele deficiențe stabilite în controle pe linia relațiilor de muncă se numără neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, inexistența fișei postului pentru fiecare angajat, neîndeplinirea măsurilor obligatorii dispuse în controlele anterioare, precum și necompensarea în bani la încetarea activității a concediilor legale de odihnă neefectuate. 101 locuri de muncă disponibile în 5 orașe din județul Alba. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba a făcut astăzi publică oferta locurilor, joburilor vacante. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Alba Iulia și Câmpeni. În municipiul Reședință de Județ sunt disponibile 49 de locuri de muncă pentru muncitori necalificați, cablaje auto, muncitori construcții, agenți vânzări, dar și pentru lăcătuși mecanici și secretare. În Câmpeni sunt disponibile 20 de posturi pentru confecționeri îmbrăcăminte și 5 locuri de muncă vacante pentru muncitori necalificați în industria confecțiilor. De asemenea, sunt scoase la concurs câte un post pentru mecanici și electricieni auto. În Aiud este disponibil un singur post pentru lăcătuși construcții metalice, iar în Sebeș sunt 8 locuri de muncă vacante pentru tâmplară, vopsitori și ambalatori. În Cugir sunt disponibile 15 locuri de muncă pentru lucrători comerciali, contabili, dar și pentru cameriste hotel. Pentru mai multe informații despre joburile disponibile în județ, persoanele interesate se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă cu sediul pe strada Nicolae Titulescu, numărul 10B în Alba Iulia, sau agențiilor locale din orașele unde sunt domiciliați. Primele demisii din conducerea instituțiilor publice locale. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Alba, Cornel Sandu, și adjunctul său, Marcel Stan, au solicitat Ministerului Educației eliberarea din funcțiile pe care le-au deținut în ultimii ani la conducerea ISJ Alba. Potrivit celor doi, această decizie a venit în principal în urma căderii guvernului ungureanu, în semn de solidaritate cu cei care au susținut în aceste funcții și nu în urma presiunilor de la conducerea județului. Deci am solicitat azi ministrului eliberarea din funcție începând cu data de 1 iunie, tocmai pentru ce zice domnul Simedru, să nu afectăm foarte mult prin reîntoarcerea noastră la post în ultima săptămână de școală pe cei care dau examene și așa mai departe. În primul rând, în al doilea rând, pentru a da și din ministerului un timp să-și găsească om, să pună, nu, domne, de azi nu mai vin la servicii. Mai mult, legea ne obligă să acordăm acest preaviz. Am fost solicitat să particip pentru în echipa Inspectoratului Școlar al Județului Alba de către domnul inspector general Cornel Sandu. Îi mulțumesc pentru această încredere. Sunt la al doilea mandat de inspector școlar general adjunct. Subliniez și eu faptul că aici în Inspectoratul Școlar n-am făcut o politică a vreunui partid, ci chiar politica pentru binele elevilor și a profesorilor din școli. Pentru a păstra continuitatea în Inspectoratul Școlar în par de examene, Ioana Crâsnic, inspector școlar general adjunct, nu își va da demisia. Nu demisionez pentru că deocamdată n-am identificat vreun motiv care să mă determine să iau această decizie. Sunt numită de 2 luni, detașată în interesul învățământului și oricând schimbarea mea se poate produce dacă se
se va vrea acest lucru. Coronel Sandu a condus inspectoratul școlar al județului Alba în ultimii 7 ani, iar timp de 4 ani a făcut echipă cu Marcel Stan, care a ocupat funcția de inspector adjunct. Prezentarea rezultatelor preliminare ale recensământului populației și locuințelor a fost amânată pentru 31 mai, deoarece schimbările în componența Comisiei Centrale a Recensământului nu au permis reunirea în ședința de lucru, a anunțat ieri Institutul Național de Statistică. Potrivit calendarului anunțat, la 23 mai trebuiau să fie date publicității rezultatele preliminare ale recensământului populației și al locuințelor 2011, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică. Rezultatele preliminare trebuie să fie validate de Comisia Centrală a Recensământului Populației și Locuințelor, care trebuie să aprobe și textul comunicatului de presă prin care să fie anunțate aceste date. Conform rezultatelor provizorii făcute publice luna februarie, județul Alba avea o populație stabilă de 327.000 de locuitori, care locuia în 147.000 de locuințe. Județul Alba se situează pe locul 30 în ierarhia județelor țării din punct de vedere al numărului de locuitori stabili. Alba Iulia, municipiul reședință de județ, are o populație de peste 58.000 de locuitori, urmând în ordine Sebeșul și Aiudul. Primul ministru Victor Ponta a declarat luni că auditul pe programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ar putea avea ca efect suspendarea plăților. E vorba de aproximativ 100 de milioane de euro pe anul 2012 și de 1,1 miliarde de euro pentru anul viitor. Victor Ponta a discutat cu ministrul afacerilor europene Leonard Orban și cu reprezentanții Departamentului de Luptă Antifraudă pe marginea unor nereguli grave descoperite la Autoritatea pentru Management Post-ru. Conform premierului, din cauza neregulilor respective, Comisia Europeană va suspenda fondurile europene pe Post-ru. Printre neregulile constatate, Ponta a amintit sistemul informatic și descoperirea peste 300 de persoane neautorizate care aveau totuși acces în sistem. O altă problemă constituie salariile uriașe ale angajaților sau ale experților colaboratori care lucrează pe sume ce depășesc adesea 3.500 de euro și ajung chiar la 10.000 de euro pe lună. Ministrul Leonard Orban a confirmat spusele primului ministru. Primele fructe de sezon au invadat piețele din oraș și ne fac deja cu ochiul de pe tarabe. Cireșele și căpșunile îi ademenesc pe cumpărătorii cu dare de mână, pentru că prețurile nu sunt tocmai dulci. Astfel, pentru un kilogram de cireșe din import, trebuie să băgați adânc mâna în buzunar, pentru că prețul lor arată de parcă ar fi poleite cu aur. Comercianții din piețele din Alba Iulia au început de câteva zile să vândă cireșe aduse din țări precum Grecia, Italia sau Serbia. Prețul acestora este mai mult decât piperat, un kilogram de cireșe de mai aduse din străinătate ajunge și la 20 de lei kilogramul, iar căpșunile se vând cu 12 lei kilogramul. Vânzătorii au recunoscut că prețurile sunt mari, dar spun că peste o săptămână în plin sezon, acestea vor mai scădea dacă apar fructele românești. Este producție de import, căpșunii sunt grecești, foarte buni și foarte scumpi. De ce sunt așa de scumpi? Tocmai... Pentru că nu sunt la noi. Cum merg vânzările? Cumpără albaiulenii la prețul ăsta? Cumpără, da, foarte puțin. Cantități mici sau? 20 de kilograme pe zi, maxim. Au apărut timid și primele cireșe autohtone de la Șard și de la Vins, însă nu impecabile ca cele din import. Comercianții ne asigură însă că sunt mai gustoase și cu siguranță mai ieftine. Spuneți-ne, de unde aveți cireșele? De unde provin ele? De la Eghiu. Și cum sunt prețurile? 10 lei kilogramul, 1 leu legătura, 2 lei cana. Sunt mai mici, dar sunt mai gustoase. De unde le aduceți? Din la noi, dragă. Din grădină. Din ce localitate? Din Vințul de Jos. Și cum e prețul? 5 lei. În piețe, oamenii se uită lung și înghit în sec. Pensionarii sunt cei mai revoltați când văd marfa pe tarabe și nu pot să cumpere. Ați văzut prețurile la căpșuni și la cireșe? Vă tentează? Sunt exagerate. Nu-mi dă mâna la așa ceva. Pensia e mică. Foarte mari. Mai bine luăm un kil de carne, dar la alea nu se sapă, eu măcar la astea săb, lucru și o grămadă de asta cu un leu, face o mâncare. Și cu un kil de cireșe sau de căpșuni și n-au niciun gust și adusă de afară. Mult așteptatele fructe de mai s-ar putea să fie o raritate pe mesele și în cămările românilor, dat fiind faptul că multe din producțiile autohtone au fost compromise de condițiile meteo, iar cele care au scăpat se vor apropia de prețurile din import. Cererea privind suspendarea licitației de la Cupru Min, respinsă de Tribunalul Alba. Instanța a respins în 18 mai solicitarea Asociației Salariații Cupru Min privind suspendarea ofertei de acțiuni prin licitație cu strigare. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Alba Iulia.
Asociația Salariaților la Cuprumina a demarat mai multe procese la instanțele din Alba Iulia prin care solicită suspendarea, respectiv anularea licitației și a hotărârii de guvern din 2006 pentru aprobarea strategiei de restructurare, privatizare și atragere de investiții în domeniul minier și a anexei actului normativ. Salariații au pierdut până acum procesele privind suspendarea efectelor celor două documente, primul în aprilie la Curtea de Apel, iar al doilea în 18 mai la Tribunalul Alba. Atât la Curtea de Apel cât și la Tribunalul Alba, următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 5 iunie. Asociația Salariaților consideră că decizia de privatizare s-a făcut cu încălcarea legislației, iar metoda licitației cu strigare nu este cea mai potrivită pentru a vinde societatea cu capital de stat. Președintele al Uniunii Naționale a Patronatului Român, Federația Alba, Ioan Bolog, e de părere că în privința Cuprumina Brut trebuie reluate negocierile cu firme care doresc să investească în mina de la Roșia Poieni. Pe de altă parte, constată cu tristețe că în România se fură ca în Codru. Ioan Bolog afirmă că datele potrivit cărora SECE Cuprumina Brut ar fi realizat beneficii sunt false. Și cu Cuprumin, dar Cuprumin, vezi că se vântură niște date false. Că au avut beneficiu 10 milioane de nu știu ce, că nu știu cum și nu știu ce. Sunt niște șmecherii, eu știu cine a luat Cupruminul. Pentru acestea nu pot spune mai multe, că nu-i în sfârșit. Știu cine a luat Cupruminul, adică vechea treabă. Și știu și unde a ieșit beneficiu. Ioan Bolog crede că reluarea negocierilor cu firme interesate să investească în Cuprumin este o soluție viabilă. Eu sunt să se renegocieze cinstit treaba, că se pare că nu-i negociată necinstit și să fie, pentru că noi nu avem puterea financiară încă să dotăm o asemenea mină de cupru. Și cupru e tot mai scump. În discuție mai intră și alte două variante, respectiv implicarea statului sau identificarea unui om de afaceri român care să pună Cuprumin pe linia de plutire. Dacă cineva din România vrea să o iei, să aibă prioritate, un român, sau dacă statul român se bazează pe ceva, ce știu, chiar pe împrumuturi, să pune treaba în funcție, sunt pentru treaba asta. Ioan Bolog crede că lucrurile trebuie urgentate la Cuprumina Brud. Prima asta a fost luată la Câmpeni. La Câmpeni de când e Cupruminul. V-ați uitat peste râu câte utilaje erau dezmembrate acolo. Cât fierul a fost acolo? Da. Poftiți? Am aruncat-o. Nu, pe de acolo e. Nu, alea s-au dus de acolo, dacă nu au dus altele. Acolo au fost mii de tone de fier vechi. Și fost vândut. Păi, ăsta a venit cu bani. Înainte de 1989, Ioan Bolog a fost timp de 23 de ani președinte al întreprinderii județene de construcții Montaj Alba, perioadă în care în județul nostru s-au construit peste 40.000 de apartamente. Ne-am bucurat de câteva zile cu valori termice deosebit de ridicate. Din nefericire, ploile revin, iar mercurul din termometre va marca o scădere considerabilă. Meteorologii anunță că în ultima săptămână a lunii mai regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Începând de astăzi, probabilitatea de precipitații va deveni semnificativă. Aversele vor fi mai abundente și se vor semnala pe aer extinse, fiind însoțite de descărcări electrice. Cu toții am sperat că vom scăpa de ploi, vânt și frig. Din nefericire, toate cele enumerate anterior vor continua să ne creeze neplăceri, începând cu această după-amiază și continuând până mâine, 23 mai inclusiv. În intervalul 24-25, mai precis, joi și vineri, vremea se mai liniștește până sâmbătă 26 mai, când ne vom confrunta din nou cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Așadar, vă sugerăm să nu renunțați în totalitate la hainele groase și să nu vă uitați umbrelele acasă când porniți la drum. Uniforme școlare din perioada comunistă, carnete de note, insigne, eșarfe și chiar fotografii de sfârșit de an școlar cu coronițe din flori. Toate acestea se regăsesc la sediul Arhivelor Naționale Alba, în cadrul expoziției Elev în comunism. Expoziția Elev în comunism a fost vernisată astăzi și face parte dintr-un proiect mai amplu pe care Arhivele Naționale Alba l-a derulat împreună cu elevii Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan. Fiindcă elevii au venit și au studiat documentele create de fostul PCR, am crezut că ar fi foarte drăguț să facem o expoziție la final care să fie pliată în special pe obiectele pe care ei le-au adus. Astfel, copiii au adus fotografii cu părinții din perioada claseilor 1-12 și cu poze din timpul liber, să spunem, dar tot din acea perioadă,
Cei de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și mulțumiri speciale domnului Liviu Zgârciu ne-au furnizat obiectele tridimensionale, acea tobă de la Pionier, costumele din, de lângă noi, insignele, iar noi am prezentat o parte din planșele dintr-un album aniversar făcut la 60 de ani de la înființarea PCR. Elevii au muncit cu sârguință și au avut parte astfel și de o lecție despre anii de școală din perioada 1950-1989. Bineînțeles, atracția au constituit-o carnetele de note ale părinților. Am putut face o comparație între școala pe care o facem noi și școala care au făcut-o părinții și am văzut tot felul de distincții care le-au obținut părinții, uniformele și stilul de viață din timpul școlii comuniste. Și care e părerea ta, cum ți se pare, cum era atunci și cum e acum? Păi, acum mai un pic mai bine. Elevii care au contribuit la realizarea expoziției au fost premiați cu diplome și cărți. Domnișoara Mania Bianca Larisa. Și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a contribuit cu exponate. Este un proiect interesant pentru, nu neapărat ca și expoziție, ci faptul că tinerii de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan au fost implicați în acest proiect. Practic, munca lor este, după părerea mea, mai deosebită și mult mai importantă decât munca pe care o facem noi istorici. Expoziția va fi deschisă vizitatorilor până pe 15 iunie. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia găzdește timp de 5 zile conferința internațională de matematică Probability and Related Aspects. Manifestarea științifică este organizată în parteneriat cu Institutul de Matematică al Academiei Române și reunește cercetători în domeniul probabilităților din Franța, Polonia, Germania, Statele Unite, Marea Britanie și Ungaria. Deschiderea evenimentului a avut loc în sala Senatului în prezența rectorului Daniel Breaz și a matematicienilor Ionel Popescu și Lucian Beznea de la Institutul de Matematică al Academiei Române. Este o conferință mai specială. Este o conferință ca mai toate celelalte care s-au organizat în domeniul matematicii la universitatea noastră, dar este conferință specială în România, pentru că sunt participanți de elită. Cei care participă aici sunt niște specialiști de elită în acest domeniu, din mai multe țări ale lumii. Suntem interesați și noi ca universitate, deoarece dezvoltăm și noi programe de studiu în partea disciplinilor tehnice și economice, unde se aplică foarte mult teoria probabilităților. Avem și noi colegi care se ocupă cu aceste cu probabilitățile și au cercetări în acest domeniu. Deci pentru universitatea noastră este un punct câștigat, să spunem. Conferința internațională despre studiul probabilităților se înscrie în calendarul manifestărilor științifice cu un nivel academic ridicat pe care Universitatea Alba Iuliană le desfășoară pe parcursul întregului an universitar. Listarea Facebook la bursă nu pare a fi tocmai cel mai fericit moment pentru Mark Zuckerberg. A doua zi de tranzacționare a dus o cădere bruscă a acțiunilor rețelei sociale, cauzând pierderi de ordinul miliardelor de dolari. După cum scrie ziarul financiar, Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv Facebook, a simțit pe pielea lui ce înseamnă să fie acționar într-o companie listată. Acțiunile Facebook au deschis a doua zi de tranzacționare pe bursa Nasdaq cu 10% sub nivelul la care au închis vineri în prima zi de tranzacționare. Concret, acest lucru se traduce prin pierderi mari pentru investitori care au cumpărat acțiuni la 38 de dolari. Din valoarea de 104 miliarde de dolari stabilită după prima zi de tranzacționare, în deschiderea ședinței de ieri s-au pierdut 10 miliarde de dolari, capitalizarea fiind acum de 94 de miliarde, mai scrie sursa citată. Averea lui Mark Zuckerberg a scăzut peste weekend cu 2,2 miliarde la 17,1 miliarde de dolari, conform indicelui miliardarilor calculat de Bloomberg. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport! Laurețiu Regenkampf, acesta este cel mai nou nume din tabăra Stelei. Cel mai tânăr antrenor din Liga 1 a semnat deja cu echipa roș-albastră și are ca obiectiv câștigarea titlului plus accederea în grupele Ligii Campionilor.
Numirea lui Regecamp în funcția de antrenor al Stelei nu a surprins pe nimeni. Acesta a avut un sezon senzațional la fosta sa echipă Concordia Chiajna. Din 48 de puncte posibile, jucătorii la Chiajna au reușit să câștige numai puțin de 34. Echipa se afla înaintea începerii returului pe locul al 17-lea din 18 posibile, însă finalul campionatului a găsit pe cei de la Chiajna pe locul al 9-lea. Școlit în Germania, Regecamp vine la Steaua cu noi tehnici nemțești care pun accentul pe forță și echilibru. Tânărul antrenor nu a venit singur la Steaua, acesta transferându-l deja pe golgheterul echipei Chiajna, Adi Rocea. Obiectivul impus de conducere nu îl sperie pe tehnician, care a declarat că are un lot ce îi permite să-și îndeplinească targeturile. În acest weekend, la baza sportivă din cartierul Lampoi, a avut loc cea de-a șasea etapă a campionatului Speranțelor. Jocul de fotbal al copiilor a fost la standarde înalte, fiecare echipă dorindu-și foarte mult victoria. Cei mici au fost încurajați de spectatori pe care i-au răsplătit cu goluri, jonglerii sau chiar lacrimi de emoție. Liderul din campionatul Speranțelor este unul surprinzător. Precum la nivel național unde provincia a câștigat titlul în ultimii 5 ani, așa și la nivel local. Viitorul Abrud este lider detașat în acest clasament la diferență considerabilă de urmăritoarele din Alba Iulia. Însă punctele câștigate la această vârstă nu sunt foarte importante. Jocul primează pentru inițierea juvenililor în tainele sportului profesionist. Campionatul Speranțelor este un campionat destinat jucătorilor cei mai mici de vârstă, 2002-2003. Este făcut în colaborare cu Consiliul Județean Alba și consider o reușită. Au trecut 5 etape, mai sunt încă 3 etape de disputat, iar ultima etapă va fi la Blaj, odată cu finala Cupei României față pe județ pentru echipe de seniori. Deci va fi practic în data de 8 iunie o sărbătoare a fotbalului județean. Asociația Județeană de Fotbal Alba speră ca pe viitor să aibă parte de o creștere considerabilă, atât calitativă cât și cantitativă. Gicu Grozav, fostul fotbalist al echipei Unire Alba Iulia, actualmente la UC Cluj, a primit o veste foarte bună în acest final de sezon. Tânărul fotbalist a fost convocat la Naționala României de Fotbal, care va disputa un turneu amical în compania echipelor Elveției și Austriei. Marele merit al Alba Iulianului este că a pornit de jos. Încă de la primele meciuri se spunea despre el că dacă muncește mult poate să ajungă cel puțin la nivelul unchiului său Cornel Țălnar. Se pare că meciurile de la matineu la echipa Unirea l-au călit pe tânărul fotbalist. Gicu Grozav a devenit o țintă pentru echipele mari în anul 2010 când a fost cumpărat de echipa belgiană Standard Liege, la care antrenor era Ladislau Beloni. Gicu nu a reușit să se impună în Belgia și a ajuns la Cluj. Grozav nu s-a mulțumit cu statutul de rezervă și din nou cu multă muncă a reușit să devină titular în echipa Șepcilor Roșii. A avut prestanțe remarcabile în meciuri cu echipe tari. Golurile nu au încetat să apară, precum cel antologic marcat din forfecă împotriva celor de la Astra. Așadar, cu multă muncă și voință, Gicu Grozav a fost rechemat la echipa României de către Victor Pițurcă, iar după ultimele jocuri, Alba Iulianul a demonstrat că această convocare nu a fost una de conjunctură. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare cu Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am avut parte și astăzi de vreme caldă în cea mai mare parte a teritoriului, dar șansele de instabilitate sunt foarte mari. În această după-amiază și în prima parte a nopții, înnorările se vor accentua treptat în majoritatea zonelor, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce trecător vor lua aspect de vijelie. În rest, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, iar presiunea atmosferică va fi în ușoară scădere. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 30 de grade, iar cele minime între 9 și 17 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 18 grade la Alba Iulia, vor fi 16 grade la Sebeș, 17 grade la Aiud și Blaj și 14 grade Celsius la Câmpeni. După lăsarea nopții, regimul termic va coborî până la valoarea de 14 grade la Alba Iulia, vor fi 22 de grade la Sebeș, 13 grade la Aiud și Blaj și 10 grade Celsius la Câmpeni. Vești nu tocmai bune pentru mâine. Vremea va fi în general instabilă. Temporar, înnorările vor fi accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în majoritatea zonelor. Vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25 de litri pe metru pătrat, în special în zonele montane. Temperaturile maxime în scădere ușoară față de ziua precedentă vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, iar cele minime se vor încadra între 10 și 16 grade Celsius.
În aceeași ordine de idei, aproximă mercurul din termometre, situându-se în jurul valorii de 26 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 25 de grade la Aiud și Blaj și 22 grade Celsius la Câmpeni. Poi mâine, instabilitatea atmosferică va fi accentuată îndeosebi în zona montană, unde vor fi înorări averse, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. Așadar, local, cantitățile de apă vor fi însemnate. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, iar cele minime între 8 și 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice ale serii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!